Inundațiile împrăștie teroare în întreaga țară. Oamenii se văd neputincioși în fața furiei naturii. Ploile au distrus tot în calea lor, ce era odată străzi s-au transformat în râuri, iar canalizările nu fac față cantităților majore de apă. În Iași, ploile au acaparat totul. Gurile de canal copleșite s-au transformat în fântâni arteziene, iar traficul a fost îngreunat. Situația aduce oamenii în culmea disperării. Nici județul Vrancea n-a scăpat. Drumurile, gospodăriile și culturile oamenilor au fost înghițite de ape. În Transilvania s-a derulat același scenariu care a dat bătăi de cap oamenilor. Apele au fost în elementul lor pe străzi, iar traficul a fost îngreunat drastic, ținând șoferii în loc. Ploile au produs și un accident în Lanț, în capitală, unde numai puțin de 5 mașini au intrat în coliziune, traficul fiind blocat timp de 2 ore. De altfel, grindina a căzut în cantități impresionante. Meteorologii au doar vești rele. Furtunile nu vor înceta nici în următoarele 2 zile. Se preconizează cantități de apă ce pot depăși chiar și 50 de litri pe metru pătrat.